În orice confruntare politică, cel mai puternic argument este cel al faptelor. Fapte mai mici sau mai mari, dar toate importante pentru oameni și validate de ei. Alegerile locale, realegerea președintelui Klaus Iohannis, alegerile pentru Parlamentul European, toate ne-au spus că Sibiul are încredere în Partidul Național Liberal. Mulțumim! Mulțumim! Vă mulțumim! Mulțumim! În această perioadă mulți au vorbit despre alegeri. Au promis că vor face bine, deși când au avut ocazia, au făcut doar rău. Au promis că vor da, deși când au avut ocazia, doar au luat. Au promis că vor face, deși n-au spus cum. Au promis că vor da, deși nu au spus de unde. În această perioadă, mulți au vorbit despre alegeri. În 6 decembrie însă, este momentul ca alegerile să vorbească. Și să le spună celor care nu au făcut nimic, niciodată, pentru sibieni. Celor care au făcut echipă cu infractorii. Celor pentru care nu a contat vocea sibienilor din stradă. Și celor care nu au călcat niciodată prin cartierele Sibiului sau prin satele județului. Că este timpul pentru fapte. E timpul pentru fapte. Fapte! Sibienii ne-au spus că au încredere în noi. Iar noi ne-am apucat de treabă. Pe 6 decembrie, votează! Votează! Votează pentru cei care au arătat că se poate. Votează PNL!